Terapia cu ozon este cunoscută pentru minunatele ei efecte de încetinire a îmbătrânirii, de remodelare corporală și mai ales de vindecare a numeroase boli. În corp, ozonul se transformă rapid în oxigen în contact cu sângele, iar oxigenul este agentul primordial al proceselor metabolice. Oxigenul este un element natural care nu are efecte adverse în dozele indicate. Organismul nu îl percepe ca o substanță străină, terapiile cu ozon fiind permise și la sportivii de performanță. Aparatele medicale de ozonizare transformă oxigenul în ozon prin descărcări electromagnetice în plasmă. Din aparat, ozonul este dozat precis și este încărcat în flacoane de perfuzie pentru tratament intravenos sau administrat sub formă de gaz în diverse proceduri, sau este folosit pentru ozonizarea preparatelor medicinale. În timpul unei perfuzii cu ozon, nivelul de oxigen în corp crește semnificativ. Terapia durează între 40 și 50 de minute. De la vena puncționată până la inimă, sângele venos, care este mai închis la culoare, se transformă practic în sânge arterial, oxigenat și deschis la culoare, de un roșu aprins. De la inimă, sângele intens oxigenat se distribuie în tot corpul, astfel că, în timpul administrării, tot sângele din corp este oxigenat de două ori. Medicii afirmă că o perfuzie cu ozon echivalează cu a respira aerul ozonat de munte la 2000 de metri altitudine timp de 2 săptămâni. Terapiile cu ozon sunt solicitate în infecții cronice, afecțiuni articulare, circulatorii, stres, oboseală și migrene, dar și pentru cei sănătoși ca o cură de creștere a imunității și energizare. În tratamentul infecțiilor sau a stărilor gripale, perfuziile cu ozon pot reduce perioada de boală. Vindecarea este astfel mult mai rapidă pentru că ozonul este un antibiotic și antiviral natural foarte puternic, dar și neutralizează toxinele din organism. Este spectaculos efectul injecțiilor cu ozon în tratamentul durerii acute, în afecțiuni ca hernia de disc, lombosciatică sau periartrita umărului. Pacienții care foloseau antialgice beneficiază acum de o metodă foarte eficientă și fără efecte adverse. Ozonul distruge rapid germenii patogeni, distruge moleculele toxinelor ingerate sau produse de către corp. În natură, stratul de ozon al atmosferei filtrează radiațiile solare dăunătoare și descompune chimicalele cu care vine în contact. În unele stații de epurare, ozonul este folosit pentru a curăța apele de poluanți, îngrășăminte, insecticide sau deversări acide. Testul acvariului. Dacă se pun câteva picături dintr-un pesticid foarte otrăvitor, peștișorul este imediat într-o stare letargică, aproape să moară. După 20 de minute de ozonizare a apei, peștișorul își revine la viață. Ozonoterapia ajută în afecțiuni circulatorii, hipertensiune arterială, circulație deficitară în extremități, arterite, cardiopatii, boli de metabolism, diabet, gută, dislipidemie, descompune grăsimile depuse în vasele de sânge și plăcile de aterom, boli de piele, eczeme, acne, psoriazis, neurodermită, afecțiune ale ficatului de origine virală sau toxică, cum sunt hepatita B, C, steatoza hepatică, infecții bacteriene, virale sau fungice, infecții cronice sau recidivante, herpes, alergii, boli reumatice, artroze, afecțiuni digestive, ulcere, colită, boala Crohn, afecțiuni ale sistemului nervos, migrene, vertij, insomnie, tinnitus, boli autoimune, lupus, spondilită anchilozantă sau scleroză multiplă. Este o terapie adjuvantă în cancer pentru stoparea dezvoltării metastazelor. Celulele tumorale se dezvoltă doar într-un mediu anaerob și cu un pH acid. Ozonul oxigenează puternic și alcalinizează țesuturile. Este o terapie folosită în afecțiunile care duc la scăderea imunității sau în prevenirea recidivelor de infarct miocardic și accident vascular. Terapii cu ozon. Ozonoterapie inhalatorie cu amestec de oxigen și ozon. Se folosește pentru afecțiunile respiratorii, pentru a da un start pozitiv imunității sau în perioadele de oboseală și de vitalizare. Ca alternativă, se poate folosi și insuflarea ozonului în ureche, metodă ce permite o bună penetrare a ozonului în sânge și creier prin conductul auditiv care este foarte bine vascularizat. Ozonoterapia intravenoasă cu ser ozonizat.
Perfuzia intravenoasă cu ser ozonizat este cel mai rapid mod în care ozonul poate fi introdus în corp. Astfel, organele vitale ca inima, plămânii, ficatul sau rinichii primesc atât oxigenul cât și o reconfigurare a parametrilor fiziologici care le face să intre în modul de funcționare optim. Ozonoterapia intravenoasă cu ser fiziologic ozonizat acționează instantaneu ca regenerator metabolic, deoarece în contact cu sângele, ozonul eliberează un val de oxigen care restabilește parametrii optimi pentru procesele fiziologice perturbate. Acțiuni: stimulează funcția imunitară, crește nivelul de oxigen disponibil pentru țesuturi și distruge multe tipuri de bacterii, viruși, fungi și celule tumorale. Detoxifică și îmbunătățește funcția ficatului. Tratamentul herniei de disc prin injecții intramusculare cu ozon. Se injectează ozon în musculatura paravertebrală, de o parte și de alta a coloanei vertebrale, în zona lombară sau în zona umerilor și omoplaților. Pacientul resimte o senzație de presiune sau căldură locală pentru 1-2 minute, după care ozonul se absoarbe complet în mușchi, iar durerile și tensiunile musculare și blocajele articulare sunt foarte rapid ameliorate. Indicații: lombosciatică, hernie de disc, spondiloză cervicală, periartrită scapulo-humerală, dureri de spate cauzate de tensiunea musculară sau de inflamația locală din apropierea rădăcinilor nervoase. Metoda DiscoSan a injecțiilor cu ozon pentru tratamentul herniei de disc are o rată de succes de 95%, nu are efecte secundare, nu are contraindicații și timpul de recuperare este zero. Infiltrația cu ozon se face la 1-2 cm de coloana vertebrală în mușchii spatelui. Dacă studiem anatomia unui disc intervertebral, vedem un inel fibros exterior și un nucleu interior, moale și elastic. Hernia se produce atunci când un traumatism sau inflamație rupe o parte din învelișul fibros exterior, cel mai adesea în zonele sacrale și cervicale. Aceasta cauzează protruzia nucleului moale, care comprimă rădăcinile nervoase și împreună cu inflamația cauzează durere. Tratamentul herniei de disc prin injecții intramusculare cu ozon. Această metodă acționează prin trei modalități asupra acestei patologii. Ozonul are o acțiune specifică asupra nucleului pulpos protruzionat, deoarece prin reducerea edemului la nivel molecular micșorează forțele mecanice care produc hernia. Aceasta va determina reducerea herniei. Îmbunătățește microcirculația locală, aducând totodată mai mult sânge și oxigen necesar pentru vindecare. Ozonul determină concentrarea celulelor fibroblaste în zonă, care vor ajuta vindecarea regiunii din jurul herniei. Ozonul este cunoscut ca puternic antiinflamator. Reducerea umflăturii în zona tratată contribuie la micșorarea compresiei nervului și la ameliorarea inflamației și a durerii. Împachetări locale în atmosferă de ozon. Se folosește o pungă de plastic pentru a izola partea care trebuie tratată. Se utilizează în tratamentul ulcerelor varicoase, a rănilor greu vindecabile și a infecțiilor fungice. Alte metode sunt introducerea ozonului în colon prin insuflație intrarectală, se folosește în tratamentul tumorilor și a polipilor din intestinul gros, în candidoză sau în alte cazuri de disbioză intestinală, colită de fermentație sau de putrefacție sau în boala Crohn. Ozonoterapia estetică în saună de ozon-oxigen. Are efecte rapide în eliminarea celulitei, a retenției hidrice, reducerea depozitelor de grăsime, întărirea tonusului muscular, tratarea problemelor articulare și a eczemelor. Remedii naturale cu ozon. Ulei de măsline ozonizat 30% pentru îngrijirea pielii și în afecțiuni dermatologice. Stă la baza preparatelor cosmetice regeneratoare ale pielii. Este un tratament excelent pentru păr, deoarece combină efectul hrănitor al uleiului de măsline cu oxigenarea care îmbunătățește circulația sanguină în pielea capului. Pentru uz intern, are indicații în afecțiunile hepatice și ale vezicii biliare. Se iau 2 lingurițe de 2 ori pe zi, în cură de câte 2 săptămâni. Uleiuri de masaj ozonizate. În Centrul Medical Ayurveda Sibiu folosim uleiuri ozonizate în tratamentele Abhyanga, terapia generală cu ulei cald, și Shirodhara, dușul cu ulei al frunții. Uleiul ozonizat are proprietăți speciale pentru îngrijirea pielii
și în terapiile cu uleiuri medicinale. Supozon T. Supozitoare sau ovule vaginale din unt clarificat, ozonizat, cu turmeric. Acțiuni. Este puternic antibiotic natural, antimicotic, cicatrizant, regenerator al mucoaselor. Se utilizează în terapiile Panchakarma pentru eliminarea toxinelor. Stimulează circulația locală, fortifică sistemul nervos, articulațiile și musculatură. Indicații. Hemoroizi, polip colorectali, infecții intestinale sau vaginale, anexită, febră, emaciere, adenom sau adenocarcinom de prostată. Sunt folosite și în terapia de imunostimulare la copii. Apa ozonizată. Se prepară prin insuflarea bulelor de ozon în apă. Dacă se folosește apa de la robinet, ozonul va oxida substanțele contaminante din apă. Consumată intern, este benefică atât pentru cei bolnavi, cât și pentru cei sănătoși. Ea va oxida produsii patogeni și rezidurile din corp, permițând eliminarea lor completă. Apa ozonizată este folosită în tratamente depurative și în special în afecțiuni digestive, colită, enterocolită, indigestii cronice, ulcer gastric cu sau fără Helicobacter pylori, ulcer duodenal, gastrită, boala Crohn, deoarece spală și dezinfectează tubul digestiv. Untul clarificat sau ghiul ozonizat este un produs de excepție și o premieră internațională. Untul clarificat, ghi, este utilizat pe scară largă în Ayurveda și este un remediu absorbant al ozonului, chiar mai bun decât uleiurile presate la rece. Centrul Medical Ayurveda Sibiu a combinat tradiția străveche cu cunoștințele moderne de medicină holistică, rezultând acest produs de excepție pentru tratamente și întreținere corporală. Prin aplicarea acestei creme ozonizate, efectul este dublu. Prin ghee, pielea este hidratată, tonifiată și elasticizată, untul fiind foarte nutritiv, iar ozonul pătrunde și tratează pielea, eliminând toxinele și conferind efectul antibiotic și antiinflamator. The aquarium test. We put 2 to 3 drops of poisonous pesticide into an aquarium. The poison works so fast it begins to affect the fish badly. We switched on the ozonizer to produce ozone. After 20 minutes, the almost dead fish is revived and is swimming happily again. This shows that ozone can neutralize toxins and can restore the original quality of the water, thus reviving the fish.